Biroul de catehizare parohială al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a organizat ieri seară gala școlilor catehetice de vară cu scopul de a răsplăti proiectele desfășurate anul acesta la nivel eparhial în parohii, așezăminte sociale sau mănăstiri. Evenimentul a avut și scop caritabil și s-a desfășurat la Centrul Multifuncțional Arta. De la începutul anului, activitățile implementate de preoții și profesorii din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Calinic, au reunit mai bine de 10.000 de tineri și copii. Prima parte a întâlnirii a fost dedicată prezentării și analizei tuturor activităților catehetice organizate în acest an. Am ajuns în această perioadă frumoasă de toamnă, târzie, dar bogată, să îi evidențiem pe cei care au făcut parte tot timpul acestei veri din școlile catehetice de vară în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, proiect care s-a desfășurat la nivelul întregului județ Suceava cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, care nu numai că ne-a binecuvântat demersul nostru, ci a sprijinit îndeaproape atât demersurile noastre catehetice, dar mai ales a sprijinit darurile și premiile pe care noi le oferim deopotrivă tinerilor și copiilor care se evidențiază la învățătură și purtare și care frecventează cu multă dragoste și cu multă grijă tinda și pragul bisericii strămoșești, care ne învață ca întotdeauna să ajungem oameni de ispravă și să fim oameni de nădejde pentru societatea noastră. Este un moment de recunoștință, de mulțumire și de mărturisire pe care noi îl putem oferi lumii întregi în legătură cu credința, nădejdea și dragostea de neam pe care am primit-o de la înaintașii noștri și pe care dorim să o împărtășim și celor care vor urma după noi. În a doua parte a evenimentului, fiecare parohie și grup catehetic a primit din partea Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic diplome și cărți. Dacă ar fi să sintetizez activitatea din seara aceasta, m-aș rezuma la versurile cântecului pe care toată sala l-a interpretat la un moment dat, și anume, ție, Doamne, îți mulțumim-o pentru tăte ce trăim-o. Dincolo de aceste versuri, am resimțit cu emoție curățenia și profunzimea trăirilor unor tineri care au participat la o serie de evenimente ce au scos în evidență toată succesiunea acestor fapte ce îi apropie de biserică. În seara aceasta am avut deosebită bucurie să participăm la un eveniment de bilanț în care au fost premiate centrele catehetice, parohiale și școlare din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, iar noi, alături de acești tineri minunați, o parte dintre ei, doar o parte dintre ei, am avut deosebită bucurie să fim evidențiați pentru toate activitățile din anul acesta. Este binefăcător ceea ce se întâmplă. Am văzut atâția tineri frumoși care au venit aici în această seară și e de apreciat munca pe care o depune colectivul acesta la inițiativa Înalpreasfințitului Arhiepiscop Calinic. E foarte frumos lucrul acesta când copiii se adună nu la temelia bisericii, nu în pridvorul bisericii, ci acolo lângă Hristos, pentru că îndemnul Mântuitorului Hristos este: lăsați copiii să vină la mine. Sunt responsabil cu activitățile de catehizare la nivelul protopopiatului Rădăuț. În anul acesta s-au desfășurat foarte multe activități la nivelul protopopiatului, însă cea pe care aș vrea să o remarc astăzi este ITO Putna 2023, este întâlnirea tinerilor ortodoxi din protopopiatul Rădăuț. 24 de parohii au fost prezente, cu câte 4-5 tineri din parohiile lor. Și pe parcursul la 3 zile am desfășurat activități în cadrul protopopiatului, fiind găzduiți de Mănăstirea Putna și Sihăstria Putnei. În cadrul parohiei noastre, unde activez, în școala de duminică, unde am reușit să adunăm peste 30 de copii, organizăm diferite activități, dintre care cele mai frumoase și mai pline de viață sunt cele prin care noi ne ducem la căminile de copii de la Siret, de la Derska, în județul Botoșani, copiii de la Solca, copiii de la așezământul de la Rădăuț și, sigur, vizităm de asemenea bătrânii de la căminul de la Solca, bătrânii de la căminul din Mugdăgnești și
mai multe așezăminte pe care noi le cercetăm în fiecare lună. În încheiere, grupul folcloric Dor de la Moara a susținut un moment artistic.